Polițiștii de frontieră din cadrul punctului de trecere a frontierei Călăraș, împreună cu lucrătorii VAMAL din cadrul Direcției Generale a Vomilor, Serviciul Coordonare Echipe Mobile, au descoperit, ascunse într-un ansamblu rutier sosit din Turcia, 33.200 de articole de parfumerie care erau inscripționate cu numele unor mărci cunoscute, susceptibile a fi contrafăcute. Săptămâna trecută, în baza Planului Comun de Acțiune pentru Prevenirea și Combaterea Evaziunii Fiscale și a Fraudelor Vamale, Polțiștii de frontieră împreună cu lucrătorii vamali au efectuat controlul asupra unui ansamblu rutier condus de un cetățean turc în vârstă de 39 de ani. Șoferul transporta, conform documentelor de însoțire, materiale de construcții din Turcia pentru o firmă de pe teritoriul României. Deoarece existau suspiciuni cu privire la marfa transportată, polițiștii de frontieră împreună cu lucrătorii vamali au procedat la efectuarea unui control amănunțit. Astfel, echipa comună de control a descoperit, ascunse printre materialele de construcții, mai multe cutii care conțineau 33.200 de articole de parfumerie, ce purtau însemnele unor mărci cunoscute, fiind susceptibile a fi contrafăcute. Produsele în valoare de aproximativ 2 milioane de euro, dacă ar fi fost comercializate ca produse de marcă, au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor, iar în cauză, polițiștii de frontieră efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de punere în circulația unui produs purtând o marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată pentru produse identice sau similare, la finalizare urmând a se lua măsurile legale ce se impun.